toată lumea și bine ați venit la o nouă serie pe canal. Ăsta se numește Minecraft Wizard. Și hai să vedem ce vrem să facem în episodul de azi. Să sperăm că vom câștiga. Hai să ne, mai întâi să ne luăm de la Carl the Creeper câteva chestii. Ce? Nu știu cu Alex. Sunt 105 minute la baie. Vin după aia, bine. 30. 20, 30. Așa. Am regat câteva triguri. Acum hai să vedem. Și da, am jucat acest minigame, așa că vă întrebați oare dacă știu cumva bine să joc. Da, știu bine să joc și vom juca numai un meci, pentru că aici meciurile, deși durează puțin, găsești greu un meci în care să se deschidă imediat. Da. Și este mapa asta care nu prea e așa faină, pentru că... Umana Bolt. Light Strike. Mana Bolt. Încă un băț. Asta este foarte bine. Lighting. Și Rainbow Bam. Așa zic eu, Rainbow. Decât să-i spun altceva, o să zic așa. Bun, bun, bun. Suntem deja full armură. Asta este foarte ok. Și mai avem, deja încă un băț. Suntem deja, mamă, avem deja full armură de gold și asta e foarte bine. Dar nu știu pe ce să-mi dau, că mai am două bețe. Băiatul ăsta. Da. Serios. Luăm Fireball pentru că îmi place mult că pot să distrug orice și nimic. Rubble nu te ajută la nimic. Hai să mai deschidem pe aici, poate implode. Heal mi-ar trebui. Acela e cam singurul lucru care cel mai trebuie. Pantalon de iron. Perfect. Mai nu cred că mai trebuie nimic. Punem aici câteva mâncare. Și aici. Boom. Luăm o bătălie cu cineva care habar n-are. Și da, asta a vrut doar să ne găsească pe... Da! Bă, măcar a mers trollul cu capcana, dar n-am dat-o la timp. Da, să sper că mai găsesc un match. Dacă nu... nu-i nimic, o să facem un mix de jocuri. Mai întâi să vedem. Nu o să facem un mix. Asta e bine. Numai să se încarci odată. Ne vom lua kitul meu preferat, Mystical-ul, pentru că este cel mai bun, îți dau mană, astfel încât să-ți iei o grămadă de jocuri și îmi chestii de arsenal. Stai să văd ce? Orbis Horror. Nu e prea fain asta, mapa, pentru că... Da. 10, 9... Da, și dacă vreți să jucați alături de mine pe Mineplex, vă aștept la orice oră, 4, 3, acum ora este 3, dar na, dacă vreți puteți să jucați la 3, la 4, chiar și la 11 mă puteți găsi, dar nu mă joc foarte des acest joc, pentru că nu prea ai lume aici să te joci, rare ori e. Yeah. Și da, este un, aici este un mijloc în care s-o grămadă de chesturi, un fel de survival games, numai că... Aici sunt mai multe chestii. Luăm Light Strike, Mana Bolt și Flash, cred că iau. Nu. Cowweb, niște pâine și atât.
vom lua heal. Fireball, multe chestii nimerește aici. Numai că trebuie să ai noroc. Luăm fireball. Ce prostuț a fost asta. Un light strike. Asta cam nu prea știe ce se întâmplă cu viața. Bun, nu lăsăm pe băiat deloc în pace. Cam asta e ideea, să nu-i lași pe ăstea în pace, nici în ruptul capului. Firai tu să fii, mi-ai furat toate itemele. Ei, nu scape așa pedepsit. Deocamdată dăm capcana la Ice Strike și mijloc. Ăsta n-are altă treabă decât să mă găsească pe mine. Da. Nu mă lasă-mă pace. Lasă-mă pace. Da, m-a luat. Ar fi trebuit să... Da, mor cam ușor, pentru că pe unele mape nu te lasă pur și simplu în pace. Hai, mai încercăm? Bun. Se pare că este... Da, încă o dată aceeași mapă. Nu prea-mi place să am atât aceeași mapă, dar decât să stau mai bine aleg asta. Numai că trebuie de acum încolo, dacă am lane, să... Aici cea mai bună tactică e faptul că aici poți să te ascunzi oriunde, poți să spargi blocuri, astfel încât că poți să pui lemne și să te blochezi acolo. Bagi acolo o grămadă de lemne și poate să dea fireball până mâine, că tot nu reușește. Da, și cam rare ori în unele acestor găsești bețe. Bețele sunt cam cele mai importante, dar păcat că nu poți să-ți iei numai 5. Asta e singurul lucru care e cam lucru rău. Dar nu înțeleg, este un kit Sorcerer care primești 3 bețe din prima. Dar nu înțeleg de ce ți-ai luat ăsta, că după aia ți-ai da toate alea 3 pe niște magii care slabe și după aia gata. Mana Bolt îți dă foarte mult damage, dar... Na. Este și cea mai rapidă. Deci în vreo 2 secunde de astea a te-ai și făcut o mana bolt. Bun, bun, bun. Speed boost. Flash. Cred că ar trebui să-mi iau flash pentru că te ajută mult. Mana Bolt și Fireball. Astea au fost, astea sunt cele mai bune arsenale. Băgăm aici o bubuitură. Ce mama? Fierar. Hai să vedem dacă mai trecem un meci. Hai să vedem. Eu doar schimb, da? E fain. Imediat. Așteptăm un pic să mai intrăm. Aici.
să intrăm în această arenă de 4 jucători acum. Asta e totul bine. Da, și în episodul viitor voi face un episod de Mind Strike și unul poate de, nu știu, Wizard. Am de gând să începem noi serii de Minecraft pe care unii poate nu le știu. Cum este, dacă nu știați Mind Strike, o să mai fac încă un episod special. O să fac poate un mic maraton de 2 ore, nu live stream, un mic maraton de 2 ore în care să jucăm numai asta, dar de 24 de ore nu am de gând să fac pentru că e prea mult. Și nimeni nu s-ar uita la tot maratonul de 24 de ore. Deci, da. Ia, mă sună cineva, hai să... Da? Alo, da, Alex, ce-ai? Da, zic și eu pe Minecraft, numai că filmez un episod de Wizard. Bine, termin imediat și ne jucăm pe ce server vei tu, bine? Ciao. Așa, Alex. Umbre. Așa, hai să vedem al doilea match. Al treilea, de fapt. Ambele nu l-am putut câștiga, dar e destul de greu să câștigi pe minigame-ul ăsta pentru că trebuie să fii foarte safe. Și vă dau seama. Aici trebuie să fii și foarte safe. Și da, nu înțeleg. Stai să vedem ceva. Hai să așteptăm aici. Wizard Arena, luăm Spectral, niște boots buni, luăm ăsta, bun. A, faza clasică cu magia. Ne urcăm sus aici pentru că aici e cam toată ideea. Aici e cel mai bine să te aperi. Această mapă e cea mai faină pentru că aici poți să stai chill, poți să distrugi. Am două mana bolturi, ce prost am fost. Un spectral. Chestplate. Bun. Avem armură full de leather cu buți. Încuiem ușa asta. Cască de... Asta... Bă, că băieții deja se luptă, nu glumă. Ceea ce e destul de bine pentru că o să se elibereze ușor ale în mașină, putem duce după aia la tine. Băgăm acest stick. Cheese. Brânz. Ia să-i dăm la fata care a vrut de la început să ne atace. Să dăm. Cu spectralul trebuia mai bine să-i dau din prima, da. Gata! Atât! Bumți, 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 bumți. Wizard, soul, mana regeneration. Ah, deci când iei, asta îți dă regenerare la mana. Asta e cel mai bine. Acum avem 100% viață. Bun, domn. Fireball-ul. Fii rar să fie ea de treabă. Mamă, deci aici pot să stau aici liniștit. Fără să mi se întâmple nimic, pentru că aici e și enchantment table, mai de tot. Ai așa, poc, poc, heal. Așa. Nu e prea... Aici băieții ăia se bat pe viață și pe moarte, tip ce eu stau chill și nu fac nimic. Mamă, ce mă speriai! Băiatul ăsta vrea să ne sperie. Bă, salut! Faza cea mai rea... e băiatul ăsta care l-am atacat eu. Gata. Nimeni nu atacă fără să-i dau eu voie.
Trebuie să găsesc un chest, să-mi arunc toate itemele aici și... Închidem ușa. Pantaloni. Asta este foarte bine. Punem aici restul ăsta. Bun. Am luat aici armura. Punem aici mâncare. În câteva minute vom termina. Mai sunt 4 jucători. Mai un pic și ajungem în top. În timp ce băieții ăștia se bat pe viață și pe moarte, eu încerc să găsesc al treilea băț. Cum am zis, în unele meciuri nu primești numai de ele, de nu mai ai loc și în unele meciuri n-ai loc. Nu de-abia găsești una. Hai să luăm niște carne. Băgăm o mana bolt aici să se ducă. Poate nimerește pe cineva. Perfect. Hai să ne luăm Light, Strike și Spectral. Nu-mi place așa. Luăm Fireball-ul. Deși e mai moderat Spectral-ul, eu prefer mai bine. Bun. Suntem destul de bine în armură și în iteme. Deci nu ar fi o problemă mare să ne batem cu un vrăjitor. Numai să fie unul mai noob. Așa, ca să fie mai ușor. Aici singura problemă este... Du-ți acasă, ia și un Light Strike. Deci fulger. Nimeni nu vine aici. Am uitat să-mi iau flash-ul. Și n-am nici blocurile alea să le aleg. Trebuie să mi se regenereze. Îi trimitem acolo un fireball la el în cioacă. Îi trimitem și o mana bolt. Perfect. Bă, scuze că... te întrerup, dar ați venit pe zona privată. Da. Ne-au bătut, am făcut 2 kill-uri și am fost primii care am făcut omorul, deci da. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut Wizard, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Cred că sunt primul care a filmat această serie, deci nu va fi niciun bai dacă va copia cineva această serie. Dar na. Eu am fost Tudor și noi ne vedem la un nou episod de Minecraft. Până atunci, pa, pa! Și... bună în tot ceea ce facem.